numim doamna Viorica, de aceea să numim surpriză, că spune așteptate. Și venim noi astăzi la dumneavoastră, echipa surprize la domiciliu. Mie îmi spune Iulian Gaidău și în această zi frumoasă de primăvară venim cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului. Floarea de vazon este pentru dumneavoastră ca să aveți grijă de floricică. Și tortul delicios, de asemenea, este pentru dumneavoastră ca să vă îndulciți mai apoi. Cu mare drag. Iar eu pentru dumneavoastră am și un mesaj de felicitare din partea mai multor persoane dragi sufletului. Cum credeți? Cine sunt acele persoane? Bine, noi vedem citirii mesajul. Mai departare, Maria, mă tincă. Voi ascultați mesajul cu atenție și o să înțelegeți de la cine este surpriza. Draga și scumpa noastră mămică, astăzi nu este o zi specială, dar noi am decis să te surprindem plăcut și să-ți amintim cât de mult te iubim și te prețuim. Îți mulțumim pentru toată grija și educația care ni le-ai oferit pe parcursul anilor și nopțile nedormite petrecute lângă noi. Astăzi vrem să-ți aducem un zâmbet pe chipul tău și să te facem un pic mai fericită. Chiar dacă astăzi unii dintre noi nu putem fi aproape, să știi căci cu inima și sufletul îți suntem mereu alături. Fii fericită și iubită, scumpă mamă, alături de întreaga noastră familie, de scumpul tătic, draga mătușă și iubita noastră, bunicuță, pe care vă iubim, vă dorim mulți ani împreună, fericiți! Cu mare drag, doamna Viorica, felicitările noastre vă spunem și noi. Și totuși, de la cine este surpriza? Ia-mi spuneți! De la toate fetele dumneavoastră, toate fetele dumneavoastră care vă iubesc foarte mult și astăzi au decis să vă surprindă plăcut și să vă ofere și niște cadouri. Cu drag din partea fetelor dumneavoastră vine și mesajul de felicitare. Fica Nadejda, Nicoleta și Ana și fica Maria din depărtare. Noi dumneavoastră v-am oferit cadouri, v-am oferit și floare și tort, dar noi mai avem niște cadouri pentru gospodinile dumneavoastră. Pentru mătușă, de asemenea, avem un cadou. Inima o să ofere o floare și mătușei, da? Haideți, care floare o vrea mătușa? Care floare o ia mătușa? Care floare o ia? Vine mătușa să iei floarea. Așa, care mătușa o ia? Care ia mătușa floarea? Bravo, mătușa! Este și floarea mătușei. Nu, lăsați dar așa. Acolo sunt două flori. Una e pentru mătușa și una e pentru mătușa și una este pentru bunica, o floare. Din partea inimioarei noastre. Da? Dar dumneavoastră, dacă aveți, îi spuneți un mesaj de mulțumire sau orice doriți, fetelor aici de pe loc, le veți mulțumi mai încolo. Dar, fiicei Maria, din depărtare, ce îi transmite? Spuneți aici. Nici nu ce să iei, mă tinc asta aici. Ei, măriguța, că ai zis sat-o, eu am zis la toasară. Le mulțumesc la fete și vă sănătoasă. Ascultă de mamă, de părință, de bunici, de ginecu, nu știu, iem, parcă ginecu a ajuns cu gine acasă. Cine e în inimioara asta? Cum credeți dumneavoastră? Ia spuneți, cine este aici? Noi, Maria. Credeți că este Maria? Da. Ia spuneți-i dumneavoastră inimioarii să se dezbrace și o să vedeți cine este acolo. Este Maria sau nu? Poate am adus un bărbat, Matale. De unde știi? Poate am adus alt bărbat, nu? Nu trebuie, că avem. Ia dumneavoastră spuneți inimioare să dezbrace, dar veniți chiar dumneavoastră și dezbracați inimioara și o să vedeți cine e acolo. Ia să vedem, cine este acolo? A venit și Maria, sănătoasă acasă. Și cine a mai venit la dumneavoastră? Cine a mai venit la dumneavoastră? Au venit și nepoții și cealaltă fiică. Toți împreună astăzi sunt la dumneavoastră. Măriuța, de asta ea. Eu mă iau zis la toasară. De mă la poartă, de-a plecat. Toți nepoții dumneavoastră sunt doamna Viorica astăzi.
toți, și copiii, și fata, și măriuța a venit astăzi acasă. Să vă bucurați că ei sunt cea mai mare comoară a dumneavoastră. Dar copiii care au venit, o felicită pe bunicuța. Ia uite, și ei au cadouri. Așa. Bunica, uite, mă, eu vreți să aici, dacă mă-l cheamă. Ei, bunica, cum ar fa, uita, mă, 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 o venit și mititielul. Asta e cea mai mare surpriză pe care puteți să o aveți, doamna Viorica, și cea mai mare bogăție. Fiica, de asemenea, regret, v-a felicitat cu 8 martie de acolo din depărtare, dar nu a putut veni acasă. Dar iată, astăzi, a venit acasă. În sfârșit s-a primit și a venit acasă. Dumneavoastră îi mulțumiți, fiicei, pentru surpriza plăcută. Mulțumim, doamne, cu acest curghine acasă și sunt sănătoși, stăți. Am emoții. Are emoții, doamna Verica. Dar noi aplaudăm cu toții cu doamna Verica pentru încurajare, da? Dar fiica Mărioară, ce îi spune mămicăi? Că a venit și fiica acasă. Ce îi spui mămicăi? Să ne prinească. Bravo! Bine ați venit acasă cu toții. Aici, la casa părintească și nepoții. Și noi, doamna Verica, din partea echipei noastre vă dorim ca în fiecare zi să aveți parte numai și numai de bucurii. Și nu cadouri de sunt bogăția cea mai mare, nu banii. Iată-i ei. Fietele dumneavoastră și nepoței care cu toții vă iubesc foarte mult. Toți, cea mai mare bogăție ei. Și noi cu toții îi spunem mămicăi noastre și bunicuța noastră, doamna Viorica, la mulți ani! Mulți ani fericiți, doamna Viorica! Cântăm cu toții și mulți ani trăiască! Dar toți ne aud de ciufiești! Dar cântăm, doamna Viorica, să trăiască mulți ani! 2, 3 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să trăiască, bunica noastră frumoasă. Și bunica, și toți cei dragi, bunica și mămica, toți să crească sănătoși și copilul și să fie sănătoși. Da? Și acum, bravo, iată a venit acasă. Și am i-a dat nevastră, îi spuneți bine venit mărioarei. Îi spuneți bine venit prin elea cu tine la tare. Eu nu știu și cuvint ca bunică. Îmi pare ghine, că o stimat pe mămica lor, și pe bunica, și pe mătușa noastră, sora mea. Tare mulțumim Dumnezeu, în primul rând. Și sănătoși dumneavoastră, tot împreună cu tăți și împreună cu tăți, rugăm Dumnezeu. Să ne ierte Dumnezeu, că-i postul mare, dar surpriza-i surpriză. Frizele sunt frumoase, da, sunt întotdeauna trebuie să fim vieți și fericiți. Și cel mai important e să fie sănătate. Da, și dacă o să fie sănătate, da, ne facem pe toate. Și la urmă și vă cânt și-o cântec de... Matale, cânt și-o cântec? Da. Ia, hai, noi aplaudăm cu toții pe bunicuța noastră pentru încurajare. A. Și dumneavoastră cântați, da? 2, 3. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-arungă supărarea, cele care ce le-am dat când fetele mele. Le-am crescut, le-am alintat cu toate culori, și cu drag le-am alintat să-mi ajutor. Le-am crescut, le-am alintat cu toate culori, și cu drag le-am ascultat să-mi ajutor. Să ajungem sândouănii, să mai vedem ei copii, să ne bucurăm cu toții și să vreți nepoții. Ajungem în două mii, să mai vedem ei copii, să ne bucurăm cu toții și să crezi nepoții. Bravo, bunicuța! Bravo!